face 2-1 pentru Viitorul în minutul 33. Ce gaură mare în defensiva botoșanilor, Viitorul trece din nou în avantaj. Filip a avut timp să întoarcă tirul în careul botoșanilor. Un singur jucător de la gazde aflat în careu, este vorba de Patache. Apare târziu și Vajvari, nu mai are ce să facă. Excelentă reacția Viitorului. Finalizare impecabilă și a lui Filip.